După 2 ani și jumătate, o anchetă oficială desfășurată în Statele Unite începe să clarifice detaliile din investigația efectuată de FBI în 2016 împotriva fostului președinte Donald Trump. Joi, FBI l-a inculpat pe Igor Danchevenko, despre care se dețin probe că a furnizat informații false anchetatorilor federali în urmă cu 5 ani. Ce efecte are inculparea lui Danchevenko, ne spune chiar Bogdan Nicolae de la Monitorul Apărării și Securității. Bună, Bogdan! Cine este, de fapt, Igor Danchenko? Bună dimineața! Da, Igor Danchenko este un analist născut în Rusia, în Perm. S-a stabilit în Statele Unite și a devenit faimos pentru că a reușit să obține dizertația de la absolvirea studiilor universitare a președintelui Vladimir Putin. A analizat-o și în felul acesta și-a câștigat un renume de analist foarte bine pregătit, foarte conectat la evenimentele din Rusia. El a participat însă ulterior în 2016 la strângerea de informații despre legăturile dintre Donald Trump și autoritățile din Federația Rusă. Este motivul principal pentru care a și colaborat cu FBI în anchetele care au urmat în anii respectivi, 2016-2017, numai că în anul acesta, în 2021, a fost arestat și este inculpat pentru că a furnizat informații eronate, informații false FBI-ului în 2016. Bogdan, care este contextul anchetei? În momentul de față stăm la masă cu două anchete. Una care s-a întâmplat în 2016, cealaltă care s-a încheiat acum și este inițiată în mai 2019 de către fostul procuror general William Barr. Acesta, la îndemnul lui Donald Trump, a vrut să investigheze în ce măsură FBI-ul a fost cu adevărat corect în ancheta desfășurată în 2016, în campania, dacă ne aducem bine aminte, pe care Hillary Clinton a condus-o împotriva lui Donald Trump pentru demascarea acestor legături presupuse dintre candidatul de atunci Donald Trump și Federația Rusă. În 2019, în mai, până astăzi au trecut 2 ani și jumătate, timp în care o anchetă specială condusă de John Durham a scos la iveală faptul că Christopher Steele, Igor Danchenko și alții implicați în dosarul acela Trump-Moscova au furnizat informații fabricate, au fost informații neconcludente sau chiar eronate, care au conturat ideea că Donald Trump ar fi avut o legătură mult mai profundă cu Vladimir Putin, cu regimul de la Moscova.